Am onoarea și plăcerea să-l invit, să -l invit de fapt gazda noastră care ne-a primit cu mare, cu mare deschidere. E vorba de domnul Mureșan, gazda noastră aici de la Casa Mureșan din Brașov. Noi acum o să vorbim un pic oficial. Știți, telespectatorii noștri nu știu că noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și că împreună cu dumneavoastră chiar am realizat lucruri deosebite pe parcursul timpului. Uh, întotdeauna uh, noi când am uh, mers în toată țara și eu fac parte din acei uh, realizatori de televiziune care uh, uh, terenul este mai important decât a sta într-un studio sau la un birou uh, la București. Uh, și de aceea am ales Brașovul pentru că știam că aici uh, sunt condiții prielnice pentru a realiza uh, această emisiune vreau să descrieți un pic activitatea dumneavoastră pentru că aici, eu să vorbesc un pic mai oficial, că așa e cadrul, Aici aveți un spațiu generos, începând de o parcare foarte frumoasă. Totuși am așa sentimentul că ați realizat cu ceva fonduri europene acest proiect sau a fost un alt proiect. Da, deci în primul rând vreau să vă mulțumesc și să vă spun bun venit. Ne bucurăm că sunteți alături de noi ce să spun, o acțiune culturală foarte frumoasă, deosebită. Noi, în cadrul locației noastre, în afară de evenimente specifice restaurantului, specifice nunților, botezilor, noi avem și hotel, un hotel de 35 de camere care vă oferă condiții super avantajoase, super bune, 3 stele. Păi dacă noi ne-am cazat aici la dumneavoastră, ne-ați... Sper că v-ați simțit bine. Și întotdeauna ne simțim foarte bine. De câte stele, trei stele sunt e, serviciile? Serviciile de trei stele. Intenționăm, apropo de fonduri, fondurile sunt fondurile proprii, fonduri de la bancă. Intenționăm oh! să-l facem de patru stele, să venim un cu un plus. Cerința este foarte mare. Mai mult decât atât, suntem și organizatorul unui mare festival internațional. Așa, uite! Atât aici, de muzică ușoară, muzică populară. Cum se cheamă festivalul? Festivalul Steaua Carpaților se numește. Are loc în fiecare an, în luna decembrie, în perioada Crăciunului. Un festival care este, se află la a patra ediție anul acesta care se bucură de numeroși invitați din 14 țări, am avut uh, uh, anul, anul precedent, în luna decembrie. Uh, folclorul este una dintre, apropo de... A, aici, de, în zona noastră, În zona în de care activitate. ne aflăm, în zona ca așa, deci nu sunt, suntem familiarizați cu, cu această zonă, zona uh, artistică, zona... Uh, uh, unde uh, arta și tradiția românească se află la ea acasă. Mai rar om ca dumneavoastră, vă spun eu. Aplauze pentru că vă mulțumesc nu o să cu intru acum în detalii. Noi am uh, discutat chiar în momentul în care am venit să stabilim unde o să uh, realizăm aceste filmări în premieră la Brașov. Iată, pentru că am fost în toată Moldova, și la Vaslui mulți îmi dădeau șanse foarte mici și domnul Ungureanu la Vaslui nu. A fost la fel ca aici, dar parcă aici e o atmosferă mai primitoare, mai ales că noi fiind și să spunem cunoștințe mai vechi, am fost foarte bine primiți. Și aici spune eu că e bine așa și le dau un sfat și colegilor mei artiști, e bine să lași loc de bună ziua. Categorie. Observați că după ani de zile cu domnul Mureșan am rămas aceeași bun pot să spun chiar prieteni, chiar prieteni și exact. nu numai la nivelul de cunoștințe și uh, ați văzut ce surprize frumoase v-am adus, am început cu cei mici filmările aici la dumneavoastră și vom continua pentru dumneavoastră, pentru familia Mureșan cu multe, multe surprize, dar am înțeles că uh, aveți și dumneavoastră niște surprize pentru noi, dar nu le divulgăm acum, nu? Sau pe, parcurs, pe parcurs, pe parcurs, pe parcurs, o să subliniem. Multă sănătate! mulțumim! Succes mulțumim în continuare! Mulțumim!